Aurel Pop, onorată audiență și frați români, Hristos a înviat! Cu acest gând și cu această stare să ne trăim zilnic viețile în nădejdea învierii. Idealul unui creștin este mântuirea. Mântuirea noastră personală însă nu trebuie să ne îndepărteze de idealul mântuirii neamului. O națiune fără acest ideal este o națiune destinată să devină pulbere pe drumurile istoriei. Iar acest ideal este dat de cea mai profundă stare a creștinului autentic, și anume dragostea. Ca să poți servi țara, trebuie să o iubești. Iubirea înseamnă jertfă, iar istoria României și credința noastră ortodoxă împletesc dragostea cu jertfa în numele acesteia. Dragostea de țară, de pământ, de neam. Ca să-ți servești neamul, trebuie să-l înțelegi. Iar pentru aceasta este nevoie de educație. Totul pornește de la educație, de la cultură. Cultura înseamnă, cum zice Vasile Băncilă, cult. De aceea, opoziția dintre cultură și credință este periculoasă. Din păcate, știința s-a abandonat tehnologiei, iar arta divertismentului. Ambele s-au îndepărtat de credință, slujind rațiunea în sine și comoditatea, utilul, adică moartea, cum spune Petre Țuțea. Să reîncepem deci a trăi, a fi și a însemna ca țară și ca neam, a ne scrie singur istoria. Fără să ne cunoaștem istoria și fără o cultură solidă, suntem destinați retrogradării de la statutul de națiune la cel de populație. Populația însă este cea pe care o vedem în piață, cerând eliberarea lui Baraba și răstignirea lui Hristos. Continuitatea unui ideal este o temă care poate renaște în conștiința națională dragostea de neam și de țară, așezându-ne astfel în comuniune cu măreția strămoșilor voievozi, sfinți, cărturari sau chiar țărani, care, prin jertfă, deci prin dragoste, ne-au statornicit și astăzi să ne chinăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să ducem această dragoste mai departe, chiar prin jertfa supremă, dacă va voi Dumnezeu, și să tindem către acest ideal. Să facem toate lucrurile cu dragoste, pentru că acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Să nu intrăm în istorie ca fiind generația care a permis degradarea neamului nostru. Și pentru că suntem în Moldova Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care este și ocrotitorul asociației noastre, o să închei cu două versuri din cunoscutul cântec despre Bucovina. Dacă piere straja voastră, va pieri și țara noastră. Sus avem inimile, pentru că uitându-ne la domniile dumneavoastră, vedem că România mai are încă străjeri. În ziua praznicului Sfinților Martiri Brâncoveni, cu nădejde și dragoste, președintele Asociației Neam Unit, Aureliu Surulescu, împreună cu toți membrii Asociației Neam Unit. Un lucru aș vrea să mai adaug, știu că de aici, de unde suntem noi, nu se poate vedea dealul Crucii, însă cei din spate cu siguranță pot vedea. Chiar în acest moment, colegii mei, împreună cu președintele nostru și cu binecuvântarea Părintelui Stareț, înalță un catarg în ale 13 metri, pe care sperăm să-i dăinuiască în veacuri Sfântul nostru tricolor în cinstea acestei mari sărbători. Vă mulțumesc! Mulțumim, Călin!